Pentru prima dată în ultimii patru ani, apartamentele din marile orașe s-au mai ieftinit. Scăderea înregistrată luna trecută față de iunie este destul de mică, dar a fost provocată de pandemie, spun experții. Tot ei adaugă însă că va fi oprită de programul Noua Casă, care demarează pe 15 august. În luna iulie, prețurile pentru apartamentele puse în vânzare de proprietari au scăzut foarte puțin, cu aproape 2%. La nivel național, valoarea medie de listare pentru un apartament a ajuns în iulie la 1309 euro pe metru pătrat util, mai puțin cu 24 de euro față de prima lună a verii, când prețul a fost de 1333 de euro pe metru pătrat. Iată că după o bună perioadă de vreme, și vorbim aici de ani de zile, cred că luna iulie este prima lună unde am observat o scădere a prețurilor apartamentelor în toate cele cinci orașe mari pe care le analizăm. Sigur, scăderile nu sunt foarte mari, sunt cuprinse între 0,6% și 1,4%, dar este o premieră a ultimilor ani. Scăderea a fost generată de pandemie, spun specialiștii. În aprilie-mai, aproape că nu au existat vizionări din cauza restricțiilor, iar acest lucru s-a văzut în preț. În plus, oamenii sunt mai atenți acum dacă vor să facă o investiție imobiliară. În București, scăderea a fost de 1,4% la prețul mediu pe metru pătrat. Locuințele din blocurile vechi s-au depreciat cu 12 euro pe metru pătrat, iar cele noi cu 24 de euro. În Brașov, scăderea a fost de 0,8%, din nou mai mare la apartamentele noi decât la cele vechi. Chiar și în Cluj-Napoca, unde prețurile au crescut mult în ultimii ani, a fost observată o scădere minoră de 0,6%, egală în cazul apartamentelor noi și vechi. Scăderea au fost și în Constanța, Iași și Timișoara. Este o tendință de moment care va fi oprită de noua casă, cred specialiștii în imobiliare. Pentru locuințele construite în ultimii 5 ani, creditul maxim garantat de stat ajunge la 140.000 de euro, dublu față de vechiul program. Dar cine își va permite împrumutul trebuie să aibă un avans de 15%. Pentru locuințele vechi, avansul rămâne de 5%. Programul Noua Casă va începe din 15 august. Urmărește cele mai tari integral pe ProTV+.